16 legea constituită. Supun la vot procesul verbal în ședințe anterioare. Sunteți de acord? Da. Dau cuvântul domnului primar să citească ordinea de zi. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Salut prezența dumneavoastră la ședința ordinară din luna noiembrie și vreau să încep înainte de a da citire punctelor de pe ordinea de zi. Cu două vești primite săptămâna asta foarte importantă este pentru locuitorii trei comunei Cașa. Două proiecte de amvergură au fost aprobate de Compania Națională de Investiții. Este vorba de, pe lângă cei 3 km aprobați în programul Angel Savini, încă 5 km au fost prinși în lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții de drumuri afectate de calamitățile din 2021. Și un alt proiect important aprobat este vorba de sala de sport din satul Curița. Și mulțumesc încă o dată cetățenilor comunei Cașin pentru încrederea acordată. Mulțumesc dumneavoastră consilier local. Mulțumesc aparatului de specialitate din cadrul primăriei și tuturor angajaților pentru munca depusă în general și la întocmirea acestor proiecte. Dau citire punctelor de pe ordinea de zi. Un prim punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aplasarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Cașin. Punctul 3, un proiect de hotărâre privind la însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil în suprafața de 5048 metri aparținând domeniului public al comunei Cașin. Punctul 4, un proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Punctul 5, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 6, un proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetare de trimestrul 3 din anul 2022. Punctul 7, un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului de bursuri referente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar din cadrul școlii gimnaziale Dr. Nicolae Păstaru. Cașin, punctul 8, un proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic dat din obiceiuri de anul 2022 și alocarea din bugetul local a sumelor necesare de desfășurare acestui program. Punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul GAL Valea Trotușului. Punctul 10, un proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare teren de sport la școala învățător Nicolae Păstrar din comuna Cașin. Și punctul 11, raportul compartimentului de asistență socială. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Vă rog să propunem, spunea președintele de ședință. Da. Eu am o propunere pe domnul Dragomir, vreau să spun. De ce? Domnul Dragomir. Alte propuneri mai sunt, dar nu supunem la vot. Da? Dacă nu e de acord? Ok. Pe trei, da? Da. Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alinia 6 și alinia 7 din ordonanță de guvern numărul 57/2019, principiul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Felicitări, domnule. Mulțumesc, cu această ocazie îmi permiteți să mă retrag în ședință de aici să ajung la școala Mântoi Clice. Da. Sunt de acord cu toate punctele de ordine de zi și cu tot ce se întâmplă. Da, să poate. Sunteți de acord cu toate? Vis-a-vis de rectificarea bugetului, ce stabilește echipa PNL? Mulțumesc.
Pot să trec la următorul punct de ordinea de zi, privind atălzarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cașin. În baza operației de specialitate, întocmit de doamna secretar, inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al unității administrativ teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită. Comisia are obligația de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrative teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic. Este necesară actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunii, dar ce prin contracte de vânzare din 30.08.2022 în baza hotărârii Consiliului Local din 25.05.2022 au fost aprobate înstrăinarea următorului teren. Este vorba de terenul de 24.000 de metri și terenul de 1.458 de metri, care l-ați votat în luna mai anul acesta. Da, okay. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei ca și în județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct pe ordinea de zi, un proiect privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil în suprafața de 5.048 de metri aparținând domeniului public al Comunei Cașin, înscris în cartea funciară a Comunei Cașin cu numărul 6.062.157. În baza raportului de specialitate, se dezmembrează un drum care a fost asfaltat prin AFIR, înscris în cartea funciară cu numărul 62.157, conform căreia constituie de domeniul public al unității administrative teritoriale, bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național ori județean. Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din 9.07.2014, primind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară, un imobil poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului cu caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operațiunile de alipire sau dezlipire se fac în baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și consimțământul proprietarului exprimat prin înscris în forma autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă. Imobilul care face obiectul de dezmembrări a fost inclus în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cașin, prin hotărâre de Consiliul Local în 15.12.1999, având suprafața de 5.048 de metri. Prin realizarea investiției modernizare drumului de interes local în Comuna Cașin, prin AFIR România, ca și cerință obligatorie din contractul de finanțare numărul din 9.06.2017, în urma, la ultima cerere de plată, se va atașa hotărârea de Consiliul Local privind inventarul domeniului public al unității administrative teritoriale care să cuprindă și investiția realizată prin FATR, însoțită de dovada din partea instituției prefectului că hotărârea a fost supusă control de legalitate al prefectului. Aceste demersuri au demarat însă pozițiile 12 și 13 din inventar au același număr cadastrat și de aceea reprezentanții Ministerului Dezvoltării Rurilor Publice solicită dezmembrarea terenului. Este vorba de un drum de la biserică la Florin Dragu,
care informa din două, ne-au solicitat să dezmembrăm dintr-un număr cadastral în două drumuri cadastrale, cu două numere cadastrale. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil în suprafață de 5.048 metri pătrați, aparținând domeniului public al comunei Cașin, județul Bacău, înscris în cartea funciară a comunei Cașin cu numărul cadastral 62.157, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, prin ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. În urma auditului, avem o analiză în care și compartimentul agricol a fost vizat și ne-au impus o serie de măsuri. De fapt, a mai fost verificat, nu numai compartimentul agricol, toate compartimentele. Unele le-am dus la bun sfârșit, altele mai sunt în curs de actualizare. Este vorba de cele două doamne comuneci Milica, care completează registre pe forma de hârtie, și doamna Alexandru Andreea Elena în format electronic. Propunem ca tot cele două doamne să rămână în aceeași echipă, ori doamna Milica să completeze registrele în format de hârtie și doamna Alexandru să completeze registrele agricole în format electronic. Mai citesc detalii, pentru cine vrea să studieze raportul, puteți studia, dacă l-a studiat înainte sau vreți să studiați după. I-am fișat. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct de ordinea de zi, privind rectificarea bugetului local al comunei Cașin pe trimestrul 4 anul 2022. Propunem rectificarea bugetului local la capitolul venituri, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrative teritoriale, se majorează suma cu 170.000 de lei, bani care au fost alocați de către Consiliul Județean Comunei Cașin și deși mulțumim pe această cale, Consiliul Județean Bacău. Pe lângă această sumă, impozitul pe venituri se majorează din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se majorează cu 2.000 de lei. Din alte impozite și taxe se majorează cu 71.000 de lei. Din concesiuni și închirieri se majorează cu suma de 7.000 de lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDR se majorează cu suma de 107.000 de lei. În schimb, se diminuează cu 486.000 de lei, fiindcă am asfaltat și banii au fost suficient și a trebuit să returnăm cei 486.000 de lei, din care mi s-au întors
TVA-ul cu 106.000 de lei. Iar acești bani îi propunem pentru cheltuieli, cei 170.000 de lei de la Consiliul Județean și ce am încasat noi din impozite și taxe, îi propunem pentru bunuri și servicii cu suma de 60.000 de lei, alte cheltuieli în domeniul învățământului, fiindcă sala de sport a fost aprobată și urmează să obținem niște avize, am tot de învățământ aparține. Pentru consumții se majorează cu 20.000 de lei să avem bani de obținerea acestor avize. La cămine culturale se majorează cu suma de 20.000 de lei. Știți că este vorba de căminul cultural Borisa, care încercăm să demarăm procedurile de expertiză și continuare rest de executat la Căminul Cultural din Borisa cu 20.000 de lei. Tot cămine culturale se majorează cu 15.000 de lei la capitolul 67. Deci 20.000 și cu 15.000, 35.000 de lei. La serviciile religioase, ce mai avem de fapt la Biserica Sfânta Sofia din Curița, 125.000 de lei. La iluminat public, bunuri și servicii se majorează cu 60.000 de lei. Este ce vrem să pregătim pentru iluminatul festiv, pentru întreținerea serviciului de iluminat în comuna Cașin și plăți facturi de iluminat stradal. La capitolul 7405, pentru colectarea și tratarea și distrugerea deșeurilor, se majorează cu 110.000 de lei, asta la salubrizare. La capitolul 8403, drumuri și poduri, de acolo diminuă cu suma de 53.000 de lei. Aceasta este rectificarea. Vreți mai studiat la cultură, că n-am să ies din cultură la plicați. La Căminul Cultural, bunuri și servicii, 20.000 de lei, iar construcții se majorează cu 15.000 de lei, mai avem și restanțe de executări. Nu, păi asta spune. Deci o sumă este pentru 5.000. Am văzut, am făcut material pentru continuarea lucrărilor acolo, să faceți proiectare sau ce faceți dumneavoastră, iar cea de 20.000 este pentru rata la executare. Corect? Le-am spus. Păi n-ați spus așa. Oamenii ăștia au auzit, am spus așa. Deci n-ați spus deloc așa. Mai puțin cu complice. Și eu ești la făcut acest complice. La 5, la 5. Am zis la 5. Dar de care contribuie? Vreau să vă argumentez, domnul Sorolba. Ce discuție corectă acolo? Sau două oameni de ce să bani? Dar nu citi, dar nu citi. Este filmare. Nu ați spus. Domnul Sorolba, dumneavoastră, nu cred că auzit la executare nimic. După ce v-am întrebat eu astăzi. Deci, mulțumesc mult. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Cașin pe trimestrul 4 anul 2022, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alineat 6 și alineat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da. Punctul 6. Privind aprobarea contului de execuție bugetare pe trimestrul 3 din anul 2022, venitul și cheltuia, dacă a studiat înainte dosarul și vreți să-l studiați sau să-l
să luați, să nu mai citesc pe toate paginile. Nu, mulțumim frumos. N-am îndurătat aici. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie, Protecția de Servicii și Comerț. Arezând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție de trimestrul 3 din anul 2022 al Comunei Cașa, în vestul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind proiectul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind aprobarea acordării cuantumului lunar al costelor aferente anului 2023-2023 în ferie din învățământul străinului de stat, de stat din școala gimnazială învățătorului care a fost la urmă. Propunem acordarea unui număr de burse pentru elevii din învățământul străinului de stat. Este vorba de 12 burse de merit, 7 burse de studiu și 49 de burse sociale. Bursele de merit sunt de 200 de lei, bursele de studiu de 150 de lei, iar bursa de ajutor social de 200 de lei. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități, Sportive și Agrement, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumul lunar al burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul de Universitate de Stat din școala gimnazială, învățătorul Nicolae Păsaru, comuna Cașin, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, ordinea de zi, privind aprobarea programului cultural artistic dat din liceul de anul 2022. Și în acest an, prin acordul dumneavoastră, vrem să aprobăm o sumă de în total de 21.000 de lei de roni, în vederea susținerii financiarea desfășurării programului cultural artistic dat din liceul de anul, dar în această sumă intră și banii în care vrem să-i alocăm 40 de lei pentru de fiecare copil, pentru elevii școlii gimnaziale Învățător Nicolae Păsaru, în preajma sărbătorilor de iarnă. Deci, de cei 21.000 de lei, 120.000 sunt pentru pachetele pentru copii și 90.000 pentru date și oficieri de sărbători de anul nou. Mai mult ca anul trecut, cu vreo 10 milioane la datin și mai mult cu 20 milioane la pachetele, fiindcă la prețul mai crescut. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Agrement. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic, datin și obiceiul de iarnă 2022, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre, următorul punct, privind aprobarea cotizației patrimoniului Asociației Galbenă Valea Totușului, care se aprobă prin părții locale, este vorba de suma de 8.500 de lei în fiecare an, conform faptului că noi suntem o mână până în 5.000 de locuitori, cotizația localității noastre este de 8.500 de lei pe an. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Adresarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniu Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Totușului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57, din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Penultimul punct, pe ordinea de zi, proiect de modernizare teren sport la școala învățător Nicolae Păsaru, comuna Cașin, județul Bacău. Propunem preaprobare
amenajăm și din cinta școlii Cașin. Să depunem un proiect luni la FIR, prin surse de finanțare europeană și buget local. Valoarea acestui proiect dată de proiectant este de 508.000 de lei fără TVA. Iar acest proiect se realizează pe o suprafață de teren de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Terenul din curtea școlii este mult mai mare decât alte terenuri din incintele unor școli. Iar acest proiect constă în decopertarea straturilor de bitum și ciment, întrucât prin normele europene, mai ales că depunem prin AFIR, proiectul trebuie întocmit corespunzător, datorită acelor crăpături care în timp au apărut atât în stratul de ciment, cât și în stratul de bitum, care și bitum mare. Nu un pic, cum ce-o spus, prin AFIR sau gal? Gal. Fiindcă la fel încă nu a lăsat nicio măsură. Da. S-a terminat ce depun. Da, depunem. Da, știu, da. Din gal. Ce-i spun? Iar suprafața este mare. Valorile sunt date de proiectant. Sincer, aș fi vrut fără de copertare, dar dacă astea sunt condițiile impuse pentru finanțare europeană, fiindcă și le dau dreptate, suprafața de joc nu trebuie să, pe care se așează comorul sintetic, nu trebuie să aibă fisuri, altfel și trebuie să aibă o boltă pentru scurgerea apei în lateral, să nu afecteze pe timp de iarnă sau pe timp de vară la căldură, să nu asupra, afecteze comorul sintetic. Are și un gard împrejmuitor pe două laturi, în alte 5 metri, care face și instalația de nocturnă, se drâmbă și pista de popice, se păstrează o distanță conform normelor, fiindcă nu trebuie să meargă să alege fotbalistul până în, sau ambalistul până în apropierea școlii sau până în apropierea pistei de copice, există riscul accidentelor și 3 gradieni de câte 100, de câte 50 de locuri, de 3 tribune cu scaune, de 3 nivele de scaune. Deci este un proiect frumos în care faptul că noi avem tradiții cu sportul, cu fotbalul, atât de echipii participă vara, și pentru Măgura Cașin, și pentru viitorul Culița, și pentru, în primul rând, pentru elevii școlii Cașin, ar dori să depunem acest proiect luni la Iași. Ce scuze, cum sunt parte cheltuielile? Cei 5 miliarde și ceva, cât costă parte din noi consiliul local și cât are calvarea totul și până AFIR? Adică sunt cheltuieli elegibile, ceea ce plătește AFIR-ul, cât e, care sunt cheltuieli neelegibile și care plătim noi? 30%. Nu, spuneți ca sumă, că aveți sume. Da. Elegibil 106.000 de lei fără TVA. Da. Și neelegibil? Diferență. Spuneți-vă, cât e, scrie acolo. Oamenii și s-au văzut și ei, jumătate, nu s-au văzut. Nu, am spus 508.000 de lei fără TVA. Deci, am ceva, 4 miliarde și ceva, este o acoperire local. Dar dacă nu doriți, nu sunteți obligați să votați. Dar nu e, dar nu e adevărat. Deci, cetățenii mai se primează că se știe adevărul. Băi, care e cheltuiala noastră? Ce să lăsați să mai discutăm? Da, da, da. Am prezentat domnul consilier. Mulțumesc frumos, la urmă, da. Dar eu, greu de calculat, dacă a spus o sumă, sunt mai bine. Dacă acolo aveți scris detaliat, de ce nu știi detaliat? Fiecare consilier poate studia proiectul înaintea de ședință. Nu, mi-ați material și prezentat. M-ați întrebat, v-am răspuns. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului Modernizare Teren Sport la Școala Învățător Nicolae Voslav din Comuna Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre.
Ultimul punct pe ordinea de zi, un raport de semestrial al de la asistență socială. Compartimentul asistență socială prezintă raportul semestrial care conține următoarele aspecte. Informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concedului de odihnă, informații privind numărul de asistenți personal și numărul de controle efectuate, iar în semestrul 2 au fost angajați doi asistenți personali, Răscopa Ioan pentru minorul Răscopa lui Matei și Viziru Crina pentru minorul Jitea Constantin Bogdan în octombrie. Pe perioada concedului de zi, asistentul personal își asumă responsabilitatea față de persoana cu handicap, acest lucru fiind trecut și în cererea de concediu. Conform legii 448/2006, aceasta se efectuează odată la 2 ani. Ultima expiră a fost făcută în luna octombrie. Asistenții personali sunt monitorizați odată la 3 luni și se întocmește un raport de activitate în ceea ce privește modul de îngrijire a persoanei cu handicap. Nu au fost identificate probleme în acest sens. Da. Deci, avem discuții, dezbateri? Da? Altcineva? Hai, cum nu mai e nimeni? Mulțumesc, domnul președinte, pentru tarea cuvânt. Acum, cu 2 portrezi, privind actualizarea inventarului bunului care aparține domeniului privat sau comunei Cașin. Vreau să fac o observație. Când s-a făcut în 2011, s-a omis inventarul medical de la Școala Curița. La Școala Curița, la inventarul din Școala Curița. Acolo e și acolo ecograf, ecagie, ce mai e pe acolo. Rog următoarea ședință, ca doamna contabilă, să introducă și inventarul la Școala Curița, că așa este normal și la nu va fi curtat contul și vor verifica în nota contabilă și nu va bate cu hotărârea noastră. S-a omis în 2019, deci ne greșește, asta e, dar a trebuit să, acum să reparăm această greșeală. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației, suntem de acord, am înțeles despre ce este vorba. Punctul 4, privind stadiul de scriere a datului registrului agricol, am văzut acolo în materiale, stă mai bine electronic, stă mai puțin la partea scrisă. Da, probabil că doamna Comănești și vă da interesul să bată și în zapasul cu cei de la taxe și impozite și doamna de la registrul electronic. Proiectul trebuie privind criticarea bugetului local, o să discut la urmă și o să cer și documentația, vă rog frumos, tot acum asta, o să discut acolo punctual. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară, da? Suntem de acord, se aprobă chestia. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantului cursurilor aferente anul școlar 2022-2023. Cred că cei la școală știu care merg și burse și care se încadrează pentru a lua burse. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic, suntem de acord, s-a făcut în fiecare an și trebuie să aibă continuitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale patrimoniului Gal Balea Trotușului, suntem de acord. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizarea teren spor la școala învățătorului Nicolae Pisar din Comuna Cașin. Da, am văzut materialele, este un proiect care este cofinanțat de GAL prin AFIR. Cofinanțarea este mică vis-a-vis de cota parte a noastră costul local, care este ca în jur la 5 miliarde. Bani vechi, mai fer. V-a adus la conștiință că există, s-a lansat o măsură la nivel național, prin care astfel de teren pot fi modernizate prin Fondul European din reambursat. Aproape 100%. Deci, vă urmăresc, căutați măsura, aveți aproape specialitate și ar fi bine să o aplicați ca să nu mai cheltuim cei 4 miliarde în bugetul local. Cu aceste stări de acord, noi vizitii frumoase, o să fie un teren în final frumos în curtea școlii, pe care vor beneficia elevii de la școala Nicolae Păsălaru, plus și ceilalți cine din localitate. În acordul compartimentului de asistență socială, am înțeles, suntem de acord. Și acum vă rog să dați documentația de la executare bugetului. Așa, cu capul pe asta.
Mulțumesc. O să încep cu o rectificare și probabil ori sunteți bine informat, ori vreți să ascundeți un adevăr, ca să nu zic să mințiți. Suma de 170.000 de lei, adică 1.700.000 de milioane în bani vechi, a fost primită de la Guvernul României prin Prefectura Bacău, a fost rezervă a Guvernului, nici de cum, de la Consiliul Județean. Asta este prima rectificare. Deci ori a spus prost informat, ori vreți să ascundeți adevăr. Așa, o să trecem mai departe. Așa cum mulțumiți Guvernul României și Prefectului Bacău. La cheltuieli, vă interesează? La servicii religioase, majorează suma cu 125.000, 1.250.000 milioane pentru terminarea bisericii. Mă bucur, este o investiție de suflet pentru mine, fiindcă eu am fost cel care în 2016 am avut inițiativa să preiau construirea acestei biserici. A durat 4 ani de reproiectare, avize, licitații. Chiar am fost să fie o scoasă la licitație până a venit constructorul actual. În 2020 am început lucrarea acolo, prin care am aprobat în bugetul de atunci suma de 8 miliarde pentru execuția acestei biserici. Mă bucur că se termină, este o investiție care s-a continuat, de asta și mă bucur, nu. Și pentru asta chiar sunt de acord cu această sumă de bani ca biserica să se termine în sfârșit. La eminatul public am înțeles că mai vreți să luați ghirlande și mai aveți și plăți de dat. La colectarea și tratarea și distribuirea deșeurilor, să știți că aceia e 110.000 de lei. Tot aprobăm, dar banii ăștia vor trebui recuperați odată și odată. Practic, zilele este pentru plata taxei de salubritate. Probabil că nu se colectează șușul asta, care de până ce trece dumneavoastră, suficient bani pentru a plăti taxa către cei de la Romprest. Și am ajuns la drum, da. Într-adevăr, se diminuează cu suma de 486.000. După ce am văzut eu, a rămas o sumă de la AFIR necheltuită, fiindcă când am semnat contractul cu AFIR în calitate de primar pentru construirea drumului care s-a terminat anul acesta, am cerut și avans. Acel avans a fost pentru execuție lucrări. Avansul se ia la ultima tragere de plată și probabil că nu s-a cheltuit întreaga sumă care a dat-o AFIR-ul, au fost cheltuite puține, plan de proiect și acești bani trebuie să dați înapoi către AFIR. TVA-ul, într-adevăr, conform legii contabilității și a finanțelor publice, trebuie returnat, fiindcă nu se poate lua TVA la TVA, fiindcă banii vin de la stat. Bun. La Căminul Cultural. Vedem ce scrie aici. Prin felul următor, la titlul 20 bunuri și servicii, se majorează cu suma de 20.000 lei pentru achitare, rată, executare, silită și titlul 7101 construcții se majorează cu suma de 15.000 de lei. Ceea ce dumneavoastră ați evitat să citiți cum scrie aici, nu a spus pentru rată de executare, filmare, ceea ce zic eu a rămas. Aici este singurul unde avem obiecțiuni, fiindcă nu mai sunt bani de dat pentru executare la Căminul Cultural din Culița. Și vă spun de ce. Și v-am spus și în ședința din martie, 2022, pe 28 martie, când ați aprobat data executării. Într-adevăr, atunci a fost o sumă dată de instanța de judecată de 9 miliarde și ceva. Proces pe care eu, în calitate primar, l-am câștigat la un pe fond. Dar între timp, domnul primar, când a primat mandatul, a anunțat la serviciile avocatului, care a câștigat procesul pe fond la Unești, a luat un alt avocat, cum e acel avocat care a pierdut procesul când a plătit executarea de 2 miliarde. Și acest proces s-a pierdut. Dacă se folosea
Am fost un alt proces în care am făcut o contestație la executare și am depus la acel proces încheierea judecătorului prin care, la prima rată de când am plătit pe executarea, a recunoscut că a încasat debitul principal. Atenție, sunt documente, a încasat debitul principal. Iar el, constructorul în acel proces la Onești, a cerut dreptarea erorii materiale, zicând că executorul a greșit. Fapt care instanța a respins dreptarea erorii materiale, iar pe fond, pe apel a pierdut ca nefondat. Deci acel debit principal nu există, astfel nu mai avem la ce plăti acele penalități de 1% pe zi. Un astfel de execuție de două contracte păguboase pentru Comuna Cași încheiate în primarul Cornelia în 2012, când legiuitorul spune că se aplică penalități de întârziere de 0,10%, tu nu ai consumit un contract penalități de 1% pe zi. Deci stai singur creata de picioare. Mai mult de atât, în cele două contracte am reușit în cadrul de primar, tot mă făcea domnul primar actual, procesul uman, și că am pus un bloc pe cămâni la poliția, nu, un bloc l-a pus el. Procesul uman n-am fost, fiindcă am câștigat un proces, am luat un contract de 6 miliarde în instanță, un contract care a fost încheiat fără aprobarea Consiliului Local de atunci și nebugetat de către domnul primar actual. Cam așa stau lucrurile, vă spun că nu mai avem bani de dat la executări, debitul principal nu mai există, ceea ce a achitat în luna lui iulie, cei 96.000, este conform unei hotărâri judecătorești. Că s-au apărat bine, că nu s-au apărat, nu pot să zic eu asta, e o sentință judecătorească, definitivă și revocabilă, trebuia să ducă la îndeplinire. Dar acum, penalități de dat la acel contract, nu mai există, din punctul meu de vedere. Dată și odată, toată temperatura asta cu căminul la poliția va ieși la iveală, o să fie cercetată și penal, după punctul meu de vedere, va veni și curea de conturi la anul, o să vedeți ce de spus e, ce am spus eu acum. Sunt documente, nu vă vorbesc minciuni, nu vă spun minciuni, cum au spus și spun alții, sunt documente la ceea ce am spus, care atestă adevărul. Mai mult de atât, pentru contractele păguboase din anul 2012, la primul curță, când chiar de primarul Curelea, am plătit amendă la ANRMAP, la Agenția Națională care reglementează achiziții publice, de 1.200.000.000, plătind la momentul efectiv 600.000.000 în 48 de ore. Domnul Fritu Bacă știe adevărul de la doamna la soția dânsului, că a fost viceprimar și m-a susținut în demersul meu de atunci, pentru a scoate adevărul la iveală și a apărat banul public al Comunei Cași. Sunt de acord la rectificare cu ceea de puncte, pentru biserică, pentru un institut banii pentru investiții, mai puțin cu acest cu banii la rata de executare și nu se poate aproba pe segmente și atunci voi fi împotriva aprobării rectificării bugetului local în cauza ratei care vor să plătească în continuare bani la executare la Angel Mac SRL, care practic nu mai există. Da, mai sunt alte discuții? Vreau să dau și la replică. Da. Exact ce spuneam. Noi trebuie să mergem înainte, să privim viitor. V-am făcut eu procesul meu și dumneavoastră în continuare vă gândiți la anchete, la potea de fonduri, la procese, că vor fi controle. Spune mult despre atitudinea noastră, despre faptul că 8 ani v-ați cramponat cu acest cămin cultural și executările nu sunt făcute de noi care sunt aici. Iar amenda aia, vă rog să nu mă rog, nu v-am rog, iar amenda aia a câștigat toată lumea în instanță, trebuie dovadă. Nu au plătit nici angajații primăriei, nici... Dar executările au urmat. Vă dat repede. Deci a trebuit să ajungem în acele procese să trecem de executări. Executările sunt conform executării judecătoresc, sunt în mai multe tranșe. Ultima tranșă este în semestrul 4 al anului 2022 sau în primul semestru al anului 2023. Deci nu noi am făcut executări, nu noi am stabilit tranșe. Deci aș fi vrut să încheie acest subiect cu căminul cultural. Să-i dăm drumul la proiectare și să redăm căminul cultural curițenilor. Cum și vestea bună a apărut ieri cu sala de sport, în valoare, cu sala de asta de sport, e peste 1.600.000 de euro. Când doar dacă ar fi apărut măsuri pentru curtea școlii, am fi făcut și, dar fiindcă avem niște bani de la GAL și din buget local, putem demara, nu mai putem ne aștepta cu curtea școlii, că
cine știe cât. Când am prins o sesiune de depunere a proiectului, am depus. Iată că a fost cu succes. Biserica din Curița, încă dacă eu am mai postat o autorizație de construcție din 2012, împreună. 11. Din 2011, în 2012 s-a încheiat. Da, o recunoașteți, da? Da, o să spun. Ați spus punctul pe ei. Nu, recunoașteți. O să spun. Da, ați eliberat o vorbesc ca să nu, deci v-am spus. Domnul Jesucon, ați eliberat o autorizație, exact cum ar venit Bogdan, mă la el, vorbeam, că ești un băiat, dar îi face un proiect de o casă, da? Obține avizie tot ce este necesitat pentru emiterea unei autorizații de către primării, o depune cererea dumneavoastră, dumneavoastră eliberați autorizația. Bogdan își face banii cu casa cu banii lui, nu cu banii primării. Ați eliberat o autorizație de construire, preotul lungul Dumnezeu să-l odihnească, care a făcut un proiect să construiască biserica pe acel loc. Un proiect care trebuia să fie finanțat și dus la bun sfârșit de parohia Curița, nu de primăria Cașa. Păi, despre ce vorbim? Vezi că celalți păcăriți oameni au autorizație. V-am acceptat. Păi, lăsați-i... Mulțumesc mult, domnule. Mulțumesc, domnule. A spus un adevăr că în 2011 s-a demarat construcția acelei biserici. Să ne aducem aminte și că domnul Mihai Cuculache ne-a ajutat cu grajul pentru țăparea fundației la biserică și că împreună cu părintele Lugu Dumnezeu să-l odihnească și că împreună cu părintele Ionuț Păciulă am obținut avizii de la curte și că am eliberat o autorizație de construcție pentru construirea Bisericii Sfânta Sofia. Deci în 2011 au fost demarate aceste proceduri de construire a Bisericii și s-a eliberat o autorizație. Referitor la că plătim taxa pentru gunoiul menajer, fericit cetățenii comunei ca și pentru modul în care au înțeles reciclarea, colectarea reciclabilă în prima lună, că am adunat în jur de 2 tone și ne pune speranța că pe 3 decembrie adunăm mai mult de 2 tone și noi, primăria, împreună cu câțiva angajați, am reușit să ajungem și dacă ne scapă vreo locuință, trebuie să fii înțelegători că ne dă un interesul să reciclăm cât mai mult saci și sperăm că din 2023 Rompresul ne va ajuta și vor colecta. Așa sunt discuțiile, ca două sâmbete să colecteze menajerul și două sâmbete să colecteze reciclabilul, să-și facă ei treaba ca poate să... fiindcă noi nu avem așa experiență de colectare și sunt specialiști în așa ceva și încasează niște bani. Repet, cu biserica am spus ce am avut de spus. Cu cărbunul cultural ați avut timp atâția ani, acum când vrem să dezmorțim și mai avem de plătit tranșii conform executorului judecătoresc, a cui e vina? Dacă tot înseamnă că vă macină ceva și vă simțiți așa cu musca pe căciulă. Dar eu n-am mai stărit acest subiect, dacă vreți să-mi stăriți, spuneți. Foarte bine, eu chiar n-am nici putere. De ce faceți o principală? Și îmi pare rău așa că nu sunteți de acord cu rectificarea bugetoară, că acolo sunt sume importante care necesare comunității care au nevoie atât pentru iluminatul stradal, atât pentru datele și obiceiurile, atât pentru proiectele și avizele. Cel mai important e că sunteți de acord cu asupra, în rectificarea bugetară, sunt și avizele care trebuie să le obținem pentru sala de sport, pentru drumuri. De asta am prins niște băruți. Dumneavoastră trebuie să fiți la unison cu comunitatea, să fiți de acord cu rectificările bugetare. Că faceți un defavor comunității cu un frână, că nu sunteți de acord cu rectificarea bugetului. Sunt niște sume obligatorii, necesare, că în 30 de zile sunt obligați într-un fel să obținem acele avizii cu niște costuri. De asta am supus aprobării Consiliului Local. Dar dacă nu sunteți de acord și aveți dubii de ce au spus proiectanții pentru amenajarea terenului în curtea școlii, nu-l votați, lăsați să voteze cine are drag pentru comună și dorește binele comunității Cașa. Mulțumesc pentru atenție. O comentare, domnule președinte. Trecem la... Și ultima, nu, sper că am luat două pe mai. Dați-mi voi o comentare. Am zis că altceva de în curtea școlii, nu. Singurul impediment este data la executare care nu există la Căminul Curița. Atât. Care ne oprește pe noi să nu votăm proiectările. Sunteți de acord să dăm jos asta? Că votăm. Nu dăm dacă avem executări conform executorului. Vă aduc acum. În data de
22 mai aprilie. Nu avem noastră în momentul de audiență. E ceva important. E important ce vă spun acum. Votați dumneavoastră și o spuneți din planul atribuie. În data de 22 aprilie 2022, domnul primar se mează un proces verbal cu constatarea angajament cu creditorul și cu executorul, împreună cu doamna contabilă și doamna jurist, fără să aibă împuternicirea Consiliului Local. Deci, fraților, vreau să aibă împuternicirea Consiliului Local. Consiliul Local adresează banul public. Nu se temezi un angajament până vii și îl bagi în fața consiliului să apropii să-ți dai bani. Deci, automat, ceea ce a făcut un abuz. Și mai am o întrebare, încheiem, cu asta o să zic alții. Până la urmă, o să iasă adevărul la ivreală, când de fine o să afli, eu n-am nicio deținere, faci plângi în penală, chiar să puteți face chiar și mie. Așa, vă spun, când, deci nu am nicio vină pe care de când la Cuenca, am luptat să apărăm banul public și atât. O întrebare. V-ați impus părintele paroh Ciprian Bogolteanu, de la parohia Dumnezeu Maicii Domnului, o solicitare, prin care vă cerea clădirea unde a fost baia, fosta baie comunală, să facă un așezământ social filantropic. Având în vedere și dumneavoastră, i-a dat un răspuns împreună cu doamna jurist. Eu vă zic că când mai aveți solicitări de genul ăsta, să vă consultați cu doamna secretar, care cunoaște mai bine legea decât doamna jurist, fiindcă doamna jurist vă duce lângă domnul primar. Vă face numai rău. Conform codului administrativ, domeniul public și privat, domeniul public și privat al unei localități este administrat de Consiliul Local, nu de primar. Așa, acea solicitare trebuie adusă în Consiliul Local, ca și consilierul local să zică, suntem de acord sau nu suntem de acord? Nu primarul spune că nu sunt de acord. Primarul putea să vină ședința Consiliului Local să zică, societatea colegiului să spună, domnule, nu putem să le dăm, că avem alte, nu știu, oportunități în clădirea aia, să susțină cauza și consilierii să voteze din cauză. Și aici a spus un abuz, domnul primar, ca să știți. Ăsta este un abuz în funcție când cineva îți face o solicitare și dumneavoastră să riscă de Consiliul Local. Sunteți executivul, nu deliberativul. Încă o dată, repet, să fiți codul administrativ, Consiliul Local este cel care administrează bunurile publice și private ale comunicării și nu primar. Haideți să mai dau un răspuns. Tot spuneți de abuzuri, folosiți cuvinte așa, grele. Ați sesizat atâtea instituții, ați făcut atâtea reclamații, ați avut atâtea procese, atât cu mine, cu angajații primăriei, cu constructorii. Ați câștigat vreunul? Nu! Am câștigat, am luat această idee. Când părintele Ciprian Bogățeanu era preot la Cașin. Asta e una. A doua, în programul meu electoral nu am spus de casă praznicală. Am fost informat pe parcurs, după 2 ani și ceva de mandat, că se dorește o casă praznicală. Nu sunt negativist la această casă praznicală, dar când spunem de ceva, trebuie să ne gândim și unde o amplasăm și dacă avem loc și dacă avem posibilități financiare să găsim un teren, să amenajăm o casă praznicală. O să merg să le vorbesc cu consilierilor parohiali. Am vorbit și cu părintele Ciprian Bogolțeanu. Când vom avea bani într-un exercițiu financiar, că și eu pe 4 ani am prevăzut un buget, eu trebuie să duc la îndeplinire ce am propus și am discutat cu cetățenii în campanie electorală. Și când va fi momentul potrivit pentru casă praznicală, o să ne dăm tot interesul să... Deci nu dacă fiecare cere câte ceva și nu spune terenul legal și sursa de finanțare, nu ne putem hazarda niște promisiuni, dar apoi o să merg și o să le explic Vis-a-vis de casa praznicală, dacă o să aprobi și o să fac așa ceva, vă rog frumos să fii deschis la populație, dar să nu pună nimeni stăpânirii pe casa praznicală. Să nu pună nimeni stăpânirii pe casa praznicală, vă rog frumos, pentru cetățeni, fiecare să duce și-și face ce vrea, să nu fie a nimănui. Să nu fie a nimănui. Să punem la vot. Hai, să punem la vot, luăm la pachet. Nu, 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 n
Deci, la, știu ce, punctul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat, în comunei Cașin. Cine este pentru? Citește. Toți. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil cu suprafață de 5.400 m² aparțin domeniului public al comunei Cașin, Bacău. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol și a stabilit măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Ați întrebat, abține. 7 pentru. A scris, doamna secretară. Păi mai ce, domnul președinte, că... A scris. Eu văd și scriu. Da? Și spune și numele. A fost tot 5, 7 și... Așa, 7 pentru și 6... Se contra. Împotrivă. Împotrivă, da? 0 abține. Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 din anul 2022. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru? Pentru. Hai. Și restul ce avem trecem la mai luăm? La pachet? Da. Bun. Deci la pare de punctul 5. Nu-i poate așa eu, copiii, da. Stați așa. În afară de punctul 5, care este 4, 7, 4 și 6 împotrivă, restul se aprobă